Atenție, acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Bă, unde-i Mariusovici? Duș, bă, am zis să fie aici la ora 3. Păi sună-l, mă! E, nu răspunde, cred că iarăși o scăpat telefonul Budă. Stai să încerc magia de invocare de nivelul 32. Alu Picus! Scuze, am adormit pe WC-ul. Salutare, suflete triste, și bine v-am regăsit la tânăr și fără bani de benzină. Ai greșit emisiunea, mămuie! Scuze, am uitat. Salut, eu sunt Mariusel Mariusovici. Dacă mi-ai urmărit primul meu sfat în viață, al cărui clip îl vei găsi aici jos, cu siguranță acum ai ajuns un YouTuber strălucit, nu? Minecraft! Extraordinar! Așa mă gândeam și eu. Însă, dragul meu proaspăt YouTuber, noi suntem oameni. Și Dumnezeu ne-a făcut pe pământul ăsta să nu fim niciodată mulțumiți de ceea ce avem și să vrem mai mult. Însă, de data asta, mai mult, prietene, înseamnă o prietenă. Prietenă? Ce Pokémon e ăla? Așa că-ți urez binevenit la cel de-al doilea tutorial, cum să-ți faci o iubită. Pasul 1. Apucă-te de fumat, mănâncă semințe în fața blocului și ia-ți o pereche de ochelari de soare, chiar dacă afară-s minus 20 de grade și-i viscol. Astfel, tu vei fi remarcat de toate fetițele de clasa 5-a. De toate bunăciunile din cartier, vreau să spun. Nu contează că ai 30 de ani și tu încă te dai la fete de școala generală. Vârsta, prietene, e doar un număr. Precum anii de închisoare care o să-i primești dacă o să fii prins. Pasul 2. Fă-ți un cont de Facebook asemănător al lui Marian Distrugătorul aici de față. Pasul 3. Dacă abordezi o fată în realitate, ești un ratat. Hello! Bine ai venit în secolul 21. Cine dracu se mai duce la fetele drăguțe și să le ceri și numărul de telefon? Cu siguranță nu tu. Crezi că te-am pus eu să-ți faci cont de Facebook degeaba? Fii atent aici. Dă ad la toate fetele din județul tău și scrie-le. Una din ele tot o să-ți scrie înapoi. Pasul numărul 4. Ia-ți niște haine care să strige. Yes! La propriu! Spoiler, dacă ai urmat pasul întâi în totalitate, înseamnă, prietene, că nici măcar nu mai ai nevoie de haine. Îți trebuie doar un... Pasul 5. Fă rost de un telefon sau, dacă ești de modă veche, casetofon pe care să pui muzică. Și tu mă întrebi acum, de ce? Păi fii atent, undele sonore cauzate de aceste aparate creează ca un fel de spațiu personal în jurul tău. Adică, practic, îți marchezi teritoriul, masculule alfa ce ești. Să nici nu te gândești că enervezi pe cei din jur că asculți muzică la telefon. Că doar... Nu e vina ta că nu ai căști, nu? Really, nigga? Dar dacă totuși nu poți să furi, nu poți să convingi pe mămica ta să-ți cumpere un Alcatel cu ecran verde, atunci poți să-ți faci simțită prezența la propriu, dându-te cu spray. Arnold vă va demonstra. Pasul 6. Lucrează bicep și ăia. Nu contează unde ești sau ce faci. Brandul ăsta trăba întredat ca să ia pusiurile, băiete. Vrei să-ți dau și niște exemple concrete? Păi fii atent, ești în autobuz? Apucă-te și fă tracțiuni la barele alea de sus. Oricum nu se ține nimeni de ele. Mergi la grătar? Ridică în serii de câte 5 pe lemnele alea de foc până simți că arde mucho caliente. Mergi la școală? Fă la piept cu teancurile alea de cărți pe care oricum nu o să le citești niciodată. Și ultimul pas, dacă totuși ți-ai găsit o femelă în lumea asta care să te aprecieze, fii atent la ce îți spune acea fată. Dacă îți spune că ești un băiat de treabă, că ești bun la suflet, că ești tot ceea ce și-a dorit ea până acum. Ai venit, pula, prietene. Bine, ai venit în friendzone. Mai bine fugi. Mai bine fugi oricât de căcat la cur ai fi. Până nu se apucă să-ți ceară bani ca să-i cumperi bilet la Untold. Dar, dacă îți spune că ești șmecher, atunci te felicit. Bravo, măi, prietene, tocmai ți-ai făcut o prietenă. Acum, în sfârșit, te poți despărți de mâna dreaptă. Opa, opa, opa,
bă, că am glumit, bă, nu mai da, mă. Și cam atât a fost. Sper că v-am fost de ajutor, ca întotdeauna. Eu am fost Marius L. Mariusovici. Și până data viitoare. Labă plăcută. Salălă. Este jucător de metin, sigur. Sunt ei și am avut o relație cu un băiat. Mai sunt virgin. Mă, nu știu, întreabă pe maică ta. My nigga, you just got roasted. Yeah!